Din vară, factura de gaze ar putea să crească simțitor pentru aproape 2,6 milioane de români. Sunt cei care nu au încheiat noi contracte după liberalizarea pieței la 1 iulie anul trecut și au continuat să primească gaze de la vechiul lor furnizor la prețul din oferta standard a acestuia. Cel mai mare furnizor de gaze pentru populație a început să le trimită deja clienților săi aflați în această situație, înștiințări cu noile oferte, în condițiile în care vechile contracte expiră la jumătatea acestui an, potrivit economica.net. Pentru cine nu schimbă contractul sau furnizorul, prețul gazelor crește cu 25% de la 1 iulie, adică de la 124 de lei pe megawatt-oră la aproape 155 de lei. Pentru ca factura la gaze să nu explodeze, cei care nu au făcut pasul spre piața concurențială au două opțiuni: fie semnează un contract nou cu un alt furnizor, fie aleg o ofertă concurențială a aceluiași furnizor care li se pare mai avantajoasă. Ultimele date ale Autorității de Reglementare în Energie arată și că de la 1 iulie 2020, dată de la care s-a liberalizat piața de gaze, doar 600.000 de români au încheiat contracte pe piața concurențială. Și discutăm despre acest subiect în minutele următoare cu Stelian Muscalu, realizator Business Club, alături de mine în platou. Bine ai venit, Stelu! Bun găsit! Cum să privim aceste noutăți, să le numim așa, și la ce ne-am putea aștepta concret în iulie dacă nu am făcut pasul spre piața concurenței? Păi ai spus tu, la o scumpire de 25%. Haideți să ne uităm un pic la inundațiile care au avut loc în weekend, pe de o parte, pentru că acolo e o problemă a apelor române și am văzut că au rămas oamenii fără animale, fără case, a fost nenorocire. Stau și mă gândesc că probabil că au avut niște dileme unii dintre ei, pentru că sunt și profesioniști la apelor române, din păcate sunt și foarte mulți neaveniți, și ar fi avut ceva dileme pe care mal se află satul inundat, pe malul stâng sau pe malul drept. Este și asta, din păcate, pe lângă problemele naturii, este și asta o problemă, resursa umană de la apele române. În continuare, așteptăm autoritățile statului să ia în discuție și această poveste. O altă chestiune, vedem că se termină cu coronavirusul, ar fi trebuit să ne gândim că suntem un stat întărit și o să vezi care legătură inclusiv cu subiectul ăsta cu gazele, că nu m-am apucat să bat câmpii. Se termină cu coronavirusul, iar noi, la mai bine de un an de zile de la apariția acestei pandemii, încă nu știm exact cum să procedăm. Am un foarte bun prieten care a fost bolnav de coronavirus acum o lună și ceva de zile și a făcut ieri un test, alaltăieri un test PCR, fiindcă ar fi trebuit să plece din țară. A ieșit pozitiv, pentru că așa se întâmplă, am aflat ulterior. A fost băgat în carantină, deși nu mai este bolnav, este și vaccinat între timp. Dar nu există, iată, o legislație clară prin care să spună ai fost bolnav de COVID și ți iese pozitiv testul, tu poți să-ți vezi în continuare de viață în societate, să aduci un plus valoare și implicit bani la bugetul de stat prin serviciile pe care le faci în această societate. Nu, le-a fost mult mai simplu să spună intrați în următoarele zile în carantină, scoți un om din producție, practic. Nu mai povestim de faptul că se pierd bani cu bilete de avion și așa mai departe. Astea sunt chestii pe care ți le asumi într-o perioadă ca aceasta. Dar iată că în continuare statul român nu face altceva decât să-și dea cu stângul în dreptul. Nu are un fir roșu, cum ne place nouă să spunem atunci când scriem un articol, logic și coerent, astfel încât societatea să poată merge înainte și să poată progresa. Și ajungem la situația legată de gaze. Este un nou eșec al societății românești în general și al ANRE-ului în mod special. Probabil că dacă o să întrebăm pe oricare dintre colegii noștri, Sergiu, ți-ai schimbat contractul de gaze? Știai că trebuie să-l schimbi? Habar nu are. Și sunt ferm convins că Sergiu sunt toți ceilalți români, pentru că ANRE-ul nu a fost capabil să facă o campanie de conștientizare. Bun, spre domnul ăștia de la ANRE, ca și ea de la apele române și ca toți sau majoritatea angajaților din instituțiile statului, toți și o apă și un pământ. Problema este că am avut această liberalizare în domeniul gazelor. Ea s-a întâmplat anul trecut, într-o perioadă de pandemie, în care consumul de gaze era scăzut și implicit prețul era mult mai jos și s-a trecut, ca să folosesc o expresie plăcută politicianului român, pe șestache. Nu ne-a afectat, pentru că nu au crescut facturile, pentru că prețurile erau jos. Acum lucrurile se schimbă, numai că, atenție,
Între timp am avut și o liberalizare a prețului energiei. Dar acolo am avut parte de o campanie. Și nu, acolo nu am avut parte de o campanie. Tocmai aici a fost problema. Pentru că ANR-ul a dormit în păpușoi, nu a existat o campanie așa cum se face ea cu un an de zile înainte, cu intensificarea ei în ultimele 6 luni și cu agasare, o campanie care să devină agasantă în ultima lună de zile în care să-ți bagi în cap dacă nu schimbi contractul, poți să plătești mai mult. Oamenii nu au știut. Campania a apărut cumva ca urmare a prețurilor care deja crescuseră, a panicii care s-a instaurat în rândul clienților și ca informație care a apărut în zona media. Dar o campanie, așa cum ar fi trebuit ca la carte, ANR-ul nu a făcut. Bun, a trecut campania liberalizarea prețului la gaze pe șestache, a avut un delay uriaș în ceea ce înseamnă liberalizarea prețului energiei, ar fi trebuit să învețe din povestea asta. Numai că, iată, nu se întâmplă nimic în continuare legat de o popularizare, de o informare. Și, din nou, spunem, de o campanie de informare a oamenilor. Băi, fiți atenți că peste un an, peste câteva luni de zile, se reîncheie un contract pe o perioadă de un an. Astea sunt opțiunile, așa cum ai spus un pic mai devreme. Nu faci nimic și e posibil să-ți vină prețul la gaze, dacă ești la furnizorul respectiv, cu 25% mai scump. Te duci la furnizorul respectiv și negociezi un contract, treci pe piața concurențială și este posibil să ai un pachet care se va scumpi, dar nu cu 25%, sau pur și simplu te duci la un alt furnizor de gaze, astfel încât să obții cel mai bun preț pentru tine. În afară de momentul acesta, nu am văzut nicio altă informație și așa cum ai văzut, așa cum este, așa sunt toți cei care sunt clienți ai companiilor de gaze, habar nu au că în vară trebuie să schimbe contractul ca să aibă un preț decent. Și foarte interesant ce se va întâmpla până în vară, în condițiile în care în aproape un an doar 600.000 de români au trecut pe piața concurențială. Îți mulțumesc. Explicația e simplă. Nu au fost informați. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.